De la început vreau să menționez faptul că exploatarea lemnului, așa cum bine spunea Mihai, este o etapă. O etapă în cadrul silviculturii. Este o etapă care permite instalarea viitoarei, unei noi generații de arbori, unor noi arborete, pe măsură ce arboretele mai în vârstă dispar sau sunt recoltate și este folosit lemnul prin valorificare. Se caracterizează acest domeniu al exploatării lemnului printr-un nucleu productiv. Nucleu productiv pe care îl vedeți normal pentru un nucleu este în centrul acestei imagini. Și anume, pe de o parte, muncitorul forestier, pe de altă parte, utilajul sau mijloacele de lucru și a treia componentă, arborele sau obiectul muncii, cel asupra căruia intervine muncitorul cu ajutorul mijloacelor de muncă. Este o viziune, să spunem, mai recentă, dar sunt dator să menționez lucrul ăsta de la început, pentru că veți vedea, pe parcursul istoriei se concretizează într-o anumită modalitate de desfășurare, de organizare și de desfășurare a activităților în exploatările forestiere. Acest nucleu productiv este influențat de o gamă de condiții, o serie de condiții pe care le-am grupat în patru categorii. Așa cum observați, condițiile social-istorice, condițiile economice, condițiile silvotehnice și condițiile geografice. Interesant este faptul că e greu să încadrez o anumită problemă, o anumită stare de lucruri doar într-un set de condiții. Există o interacțiune între aceste grupe de condiții sau factori care influențează desfășurarea activității. Iată, condițiile economice, la un moment dat influențate de condițiile social-istorice, se concretizează, de exemplu, prin nivelul tehnic al uneltelor, prin condițiile calitative care se impun produselor din lemn, prin capacitatea de muncă și calificarea muncitorilor, a componentei umane din acest nucleu productiv. În ceea ce privește condițiile silvotehnice, ele influențează prin volumul și calitatea arborilor, prin condițiile din arboret, adică starea arboretului, densitatea, etajarea și prin perioadele, duratele și duratele lucrărilor de exploatare. În ceea ce privește condițiile geografice, care influențează la rândul lor condițiile silvotehnice, sunt două grupe mari, fizico-geografice cu pantă, configurația terenului, climă, sol și fitogeografice, în care se încadrează zona de vegetație, formația forestieră și tipul de pădure. Mai interesant este aici, la interacțiunea dintre condițiile social-istoric sau interferența dintre condițiile social-istorice și condițiile geografice. Și pentru că tema conferinței de astăzi este în legătură cu istoria activității de exploatare, este important să avem în vedere, să luăm în considerare patru elemente: contextul fiecărei epoci, geografia, demografia și resursele. Această modalitate de grupare a factorilor care influențează istoria nu mă aparține. Am preluat-o dintr-o lucrare, un articol relativ recent al domnului Adrian Cioroianu. Și e important pentru că nu putem discuta despre
despre activitatea de exploatare, dar nu putem discuta despre nici o altă activitate ruptă de contextul epocii pe care o luăm în considerare, o analizăm. De asemenea, geografia e un anumit spațiu geografic la care facem referire. Spațiu geografic care depinde de multe lucruri, inclusiv de vecini. Apoi, demografia, nivelul la care a ajuns populația prin rata de natalitate și mai ales resursele, pentru că, așa cum voi menționa imediat, veți vedea, ele constituie și o motivație pentru multe dintre evenimentele istorice. Așadar, putem discuta despre resursele și potențialul economic din domeniul forestier numai în corespondență cu situația geografică, cu contextul istoric și demografic. Iată, contextul istoric, cum a influențat, de exemplu, doar caracteristica suprafață a țării. De multe ori se face referire la nivelul de acoperire a suprafeței țării cu păduri și la faptul că a fost mult mai bine și a devenit foarte rău, dar fără a face și se emit anumite păreri despre ponderea la nivel de suprafață, dar fără a face mențiunea că această suprafață nu a fost constantă. Ne bucurăm că acum, în ultima perioadă, e aproximativ constant, așa cum observați, 2020, aproximativ 23,8 milioane de hectare. E important că aceste modificări de suprafață au fost în contextul unor evenimente istorice, și anume, în 1859, unirea Munteniei cu Moldova, cumulat peste 12.000 de milioane de hectare. În 1878, anexarea de Rusia a sudului Basarabiei, am rămas cu 11,4 milioane. Apoi, anexarea, atribuirea Dobrogei de Nord în 1879, am ajuns la 13 milioane de hectare. Apoi, în 1913, Cadrilaterul a dus la creșterea până la 13,8 milioane de hectare. În 1919, după primul război mondial, 29 de milioane jumătate. În 1947, cel de-al doilea război mondial, 23,75 milioane de hectare. Și apoi actualizările făcute de Agenția Națională de Cadastru. De ce este important acest lucru? Pentru că, iată, avem evoluția fondului forestier în corespondență cu suprafața țării și cu populație. Am reprezentat aici, sper că se observă, cu culori diferite, din 1860, când au fost informații în legătură cu nivelul populației, mai ales, adică am avut cum să trec aici pe grafic și nivelul populației. Observați că dacă facem referire la suprafața totală, practic este reprezentată evoluția pe care am menționat-o în tabelul anterior. Și că cea mai mare suprafață este aproape 30 de milioane de hectare după 1919. Da. În ceea ce privește evoluția suprafeței fondului forestier, aici nu am avut date
pentru întreaga perioadă pentru care am avut date în legătură cu suprafața și în legătură cu populația. Și aveți aici în partea de jos reprezentată suprafața, evoluția suprafeței fondului forestier de prin 1886 până astăzi, până în 2020. Observați că fondul, suprafața fondului forestier a fost sub 5 milioane de hectare, o perioadă destul de mare până la începutul secolului trecut, după care a crescut, dar n-a crescut prin împădurire, a crescut prin faptul că s-a luat în considerare o suprafață mai mare a țării și în continuare evoluția a fost, să spunem, relativ constantă, o scădere totuși până la nivelul anilor 1970, după care, într-adevăr, pare că este aproximativ constant. De ce este important acest lucru? Pentru că de multe ori se face referire la ponderea suprafeței fondului forestier din suprafața totală și la suprafața din fond forestier raportată la numărul populației. Adică cam cât revine unui locuitor din fondul forestier. Observați în acest tabel corespondența cu reprezentarea din grafic și, după cum se observă, proporția fondului forestier din suprafața totală a fost 28,23% în perioada 1950-1960, iar în prezent este 27,7%. Sunt date de la INS, Institutul Național de Statistică. Mergem pe datele astea care sunt oficiale și ce vreau să spun este faptul că apare de multe ori ideea de competiție, că noi ne aflăm în nu știu ce poziție, a 8-a, nu contează, nu e foarte important. Contează, dar nu e foarte important acum să menționăm lucrul ăsta, și că suntem sub media pe Europa și că există țări cu o suprafață a fondului forestier mult mai mare și că am putea să facem, rezultă de aici că noi am putea să intrăm în competiția asta și la un moment dat să ajungem primii sau să-i depășim. Nu se poate. Nu e o competiție de acest fel. Adică noi tot la nivelul acela vom rămâne. Sigur, poate va crește suprafața prin împăduriri, prin includerea de noi suprafețe în fond forestier și probabil că așa se va întâmpla. Dar nu vom ajunge, cum se vehiculează, la nivelul din secolul, de la începutul secolului trecut sau din secolul XIX, cu ponderea pădurilor. Nu vom avea acel nivel, pentru că a fost o evoluție socială, o evoluție economică. Parte din terenul care a fost împădurit, și vom vedea imediat, a avut o altă destinație, a căpătat o altă destinație și nu se va renunța la acea destinație pentru că avem nevoie și de agricultură, și de pomicultură, și de viticultură și există și de pășunat, există activități care interferează cu activitatea de exploatare a lemnului, de valorificare și cu silvicultura în general. Am împărțit prezentarea mea în 4 etape. A fost foarte greu, dar am preluat de fapt această împărțire pe care am găsit-o în bibliografie și care mi s-a părut suficient de bună pentru ceea ce intenționez să prezint. Deci, o primă etapă de la cucerirea Daciei de către romani până în 1829. Apoi, din 1829 până în 1947, din 1947 până la Revoluția din 1989 și, în continuare, ultima etapă în această discuție este după cea de după 1989. În timp, raporturile dintre
locuitori și pădure s-au schimbat. Adică de la prima etapă în care raporturile, și mult mai înainte decât ceea ce am luat eu aici în considerare, raporturile erau individuale, adică extragere a lemnului în funcție de necesități de indivizi independenți, fără să existe ceva organizat. Apoi, raporturi colective, pe măsură ce avansăm în perioadele acestea istorice, raporturi colective care la momentul respectiv, în anumite perioade, considerau proprietatea ca fiind utilizabilă de întreaga comunitate. Apoi, raporturi statale. Când s-a implicat deja, a început să se implice statul în organizarea activității din domeniul forestier. Și în prezent, după 1989 și până în prezent, și probabil va continua această etapă, cea a raporturilor globale. Nu mai putem discuta despre o modalitate de gospodărire a pădurilor ruptă de ceea ce se întâmplă în rest. Pentru că pădurile au devenit un bun global. Este un bun al umanității și trebuie să avem grijă să perpetuăm acele funcții ale pădurii pentru generațiile viitoare. Prima etapă, după cucerirea Daciei de către romani. Am menționat aici faptul că și este de asemenea preluată din informația preluată din resursele pe care le-am avut, faptul că în general resursele acestea au constituit un motiv al conflictelor, conflicte militare și conflicte economice. Peste tot unde există un asemenea conflict, inclusiv cel actual, există asemenea interese, chiar dacă nu sunt declarate de la început. Și pentru romani, războaiele pornite de Traian au fost motivate, de data asta, nu de păduri, ci de alte bogății, mai ales cele pe care le-am menționat aici, din zona Roșiei Montane de astăzi. Se face referire în istorie la proporția aceea despre care am discutat anterior. Și iată, Giurescu, Constantin Giurescu, în lucrarea Istoria pădurii românești din cele mai vechi timpuri până astăzi, citează o lucrare anterioară a lui Emil Pop din 1943, în care acesta spune că suprafața ocupată de pădure ar fi fost 60-70% din suprafața totală a țării. Și Giurescu spune 70% mi se pare mai indicat. E doar o presupune. Așa cum am menționat, întrebarea principală din cât? Când menționez o proporție, trebuie să spui din cât. Dacă facem referire la perioada dacilor, a romanilor, e vorba despre Dacia dinainte, Dacia lui Burebista sau Dacia după ocupația lui Traian. E greu de stabilit acum, mai ales că nu sunt date, nu sunt măsurători, care a fost într-adevăr suprafața și cât de, și mai ales la ce nivel al populației, care era, cât de mare era populația Daciei la momentul respectiv, ca să vedem și raportat la presiunea pe care o face populația asupra pădurilor. Ce s-a întâmplat? Unde putem găsi informații? Iată, o primă informație o putem găsi pe columna lui Traian. În perioada aceea, iată o reprezentare aici, de pe columna lui Traian, în care se observă faptul că armata lui Traian
a fost nevoită la un moment dat să defrișeze o parte din aceste păduri pentru a se deplasa într-o anumită zonă. Am menționat pe Cernovăț în sus. Și de asemenea, o mențiune în legătură cu utilizarea lemnului de la vremea aceea. Observați tot de pe columna lui Traian o construcție din lemn, utilizarea lemnului pentru construirea caselor, adăposturilor. Deci, mențiunea pe care am regăsit-o în bibliografie este aceea că la momentul respectiv, modul în care utilizau dacii și apoi dacii împreună cu romanii, modul în care utilizau lemnul este asemănător cu ceea ce se întâmplă astăzi și asemănător cu perioade mult mai recente din istoria României. Realizau în același mod locuințele, casele, folosind bârne sau lopte și apoi acoperindu-le cu șindrile. Ca unelte, foloseau, curios, dar așa este, pentru prelucrarea lemnului foloseau barda, tesla, ferăstrău, spredelul, rindeaua, compasul, dalta, pila, cuțitoaia, cuiele și piroanele, balamalele și niturile. Deci aveau o dezvoltare care, suficient de puternică, cunoștințe care le permiteau să utilizeze lemnul în mod foarte, aducându-l la utilitatea pe care și-au propus-o. Am încercat să trec în revistă cam care ar fi elementele mai importante și am menționat deja faptul că la începutul perioadei a fost vorba doar despre o activitate pur extractivă și sporadică. Abia după aceea, după ce a fost ocupată de romani, parte din Dacia, s-a început o extindere din aceasta a tăierii arborilor, dar nivelul la care cu care s-a intervenit nu a fost foarte puternic. Pădurea a început să fie percepută ca un bun al obștii și obștea respectivă putea să ia în funcție de necesități lemn și să îl folosească. A venit perioada năvălirii popoarelor migratoare. Populația locală silită de aceste năvăliri periodice, la un moment dat a fost silită, constrânsă să își găsească adăpost mai în interiorul pădurilor. Și atunci au apărut, să spunem, primele defrișări, adică reutilizarea suprafeței, înlăturarea arborilor în zone muntoase, în zone mai înalte și mutarea întregii populații din comunitatea respectivă în acea zonă. Asta a însemnat, într-adevăr, accentuarea despădurilor, dar în același timp însemnat și o grupare a populației în așa numitele țări care au fost înaintea sau premergătoare cnezatelor, voievodatelor. Deci a avut importanță această reacție a populației locale și pentru istoria următoare. Apoi, în secolele 13-14, s-a produs un fenomen invers. Adică de unde dreptul de a exploata îl avea întreaga obște, întreaga comunitate, s-a
început treptat să se treacă parte din păduri, din folosul comunității, să fie atribuite nobililor, bisericilor, orașelor. Am dat doar un exemplu aici pentru așa numitele braniște, domnești, mănăstirești sau boierești, în care mențiunile istorice sunt cele pe care le puteți observa. Deci începe să se preia o parte din drepturile acelea de exploatare a lemnului și să intervină anumite restricții pentru comunitate. În secolele 18-19 a apărut un alt fenomen. El exista și înainte, pentru că de multe ori populația în transmutările pe care le aveau erau nevoite să rezolve foarte repede cu suprafața ocupată de păduri prin incendiere, prin ardere și să elibereze acea suprafață în scopul extinderii suprafeței agricole, suprafețe pentru culturi agricole și pentru pășunat. Exista în secolele acestea pe care le-am menționat și intervenția pentru obținerea potasei, care presupunea de asemenea arderea unor întregi păduri care erau valorificate în acest fel. Iar în începând din secolul 16 până în secolul 19, a apărut problema aceasta a exportului de lemn. Ea a existat și în timpul Imperiului Roman, au fost exportul. A plecat lemnul din pădurile țării noastre către Imperiul Roman, dar cantitățile nu erau într-atât de mari încât să influențeze tot ceea ce se întâmpla cu pădurea care a rămas. În schimb, în secolul la începutul și la mijlocul secolului 19, apar problemele acestea de export masiv de lemn. Au fost sacrificate păduri întinse, așa cum am menționat aici, pentru diverse utilizări, printre care și cea de pavare a străzilor. Și noi, fiindcă preluăm foarte ușor niște modele din exterior, am preluat modelul din Imperiul Otoman și am încercat în București și în alte orașe mari din țară să pavăm străzile folosind lemn. Cum s-a întâmplat acest lucru? Avem aici imaginea, fotografia este de dată mai recentă, este la nivelul anilor 1930. Dar observați un detaliu care arată modul în care era utilizat lemnul pentru asemenea pavaje. Și existau două sau trei variante de utilizare. Fie bârne din stejar, lungi de 8 metri, adică exact lățimea străzii de atunci, groase de 25-30 de centimetri, așezate pe lățimea drumului, sau cilindri din sau câmp, cum este exemplu aici, în această imagine, așezați vertical, în lungime de 30-40 cm, diametre 10-12 cm și consolidați cu bitum sau calupuri din lemn. Indiferent de varianta utilizată, a fost un consum mare de lemn și au dispărut suprafețe mari din pădurile noastre pentru această utilizare. Ca apoi să se observe pe parcurs că nu este foarte bun, adică nu este foarte eficientă. Au apărut alte materiale și s-a renunțat. Dar în perioada aceea a fost un consum foarte mare de lemn și mai ales pădurile de stejar, de salcâm au avut de suferit. Domnul Sor, știți cumva să existe în prezent o rămășiță a unei asemenea străzi pavate cu buștean?
nu știu de rămășiță. Atunci când, să dau puțin înapoi, eu am trecut în partea aceasta jos și sursa. E un link. Acolo este un articol. În articolul respectiv se menționează că au fost niște lucrări de reabilitare a unor străzi din București și în cadrul acelor lucrări s-a observat că sub un anume strat care a trebuit să a fost îndepărtat, s-a ajuns la această structură. E vorba de strada aceasta, sincer, nici nu știu cum se pronunță. Fereșide, ferechide. Este, numai, nu știu, acolo în articol se menționează exact care este denumirea actuală a străzii și se poate, nu că se poate vedea, nu cred că se poate vedea, dar cred că sunt informații mai multe în legătură cu asta. S-ar putea găsi, poate, în anumite zone ale Iașului, și Iașul a fost pavat parțial în această modalitate. Sau poate și în București. Multe dintre ele au dispărut, însă, pentru că nu s-a sesizat că este vorba despre o modalitate de lucru și care ar fi trebuit să fie conservat într-un fel. Eu nu am informații că există acum undeva o locație în care se poate merge cineva și să vadă o asemenea modalitate de pavar. Întrerup doar câteva secunde ca să citesc comentariul domnului Cătălin Roibu, care ne urmărește și care spunea că se mai pot observa din săpături arheologice și în București și în Iași. În București, probabil că zona cea mai importantă ar fi cea din jurul Hanului Manuc, Curtea Veche, zona aceea clasică considerată centrul Bucureștiului. Ok, da. Îi mulțumesc colegului Cătălin pentru intervenție. Are mai multe informații că el în căutare de lemn a găsit diverse locații și a preluat de acolo mostre pe care să le includă în seriile de creștere pe care le analizează. Da, revenind la prezentare, au fost câteva reglementări legislative. Cea mai importantă mi se pare o rânduială de pădure pentru Bucovina, dată de Iosif al II-lea, de împăratul Iosif al II-lea, în 1786, în care se menționa la pontul 1, pentru că așa sunt grupate acolo pe probleme mențiunile, la pontul 1 se menționa în felul următor. Moșinașul de pădure poate și e datoriu pe tot anul atâta lemnul să taie de întrânsa pe cât o pădurea într-un an poate să dea. E frumos spus. Adică e o primă mențiune a grijii care trebuie acordate faptului că nu trebuie supraexploatată pădurea și trebuie să se valorifice doar din creștere. Adică, până la urmă, să se conserve volumul arborilor pe picior. Cea de-a doua perioadă, de la 1829 până în 1947. De ce 1829? Pentru că în 1829, prin pacea de la Adrianopole, s-a liberalizat, să spunem, s-a deschis comerțul pe Dunăre. Faptul că a fost posibil să se dirigeze lemnul prin export în Europa, în țările din Europa Centrală, a avut un impact foarte mare asupra pădurilor. Au început exploatări masive ale pădurilor pentru că lemnul putea fi transportat în continuare pe Dunăre, exportat și exista posibilitatea obținerii unor venituri foarte mari din această activitate.
În acest fel au dispărut mai întâi, în primele decenii ale secolului 19, peste 1 milion de hectare, mai ales din pădurile de stejar, din codri de stejar, care au constituit prima etapă a valorificării prin export. Apoi, după ce s-au terminat, ci după ce nu au mai fost rentabile produsele sau nu a mai fost rentabil lemnul din stejar, s-a continuat cu amestecurile de rășinoase, cu foioase din zonele montane. Adică au urcat cei care realizau această exploatare intensivă, au urcat la un alt nivel de vegetație și în acest mod au dispărut suprafețe întregi de pădure. Observați, am înșiruit aici, din Vrancea, de pe Valea Lotrului, Bistrița, Tarcău, Gurghiu, Buzău, Olt, Dâmbovița, Bucovina și Maramureș. Se estimează, deși nu sunt date statistice, dar se estimează că în perioada 1829 până în 1920 au dispărut, adică au fost defrișate în sensul real al defrișării, peste 3 milioane de hectare de păduri, care evident s-au transformat de data aceasta nu neapărat printr-o necesitate de creștere a suprafeței agricole, dar și prin asta, s-au transformat în izlazuri, pășuni și ogoare. De ce spun defrișare propriu-zisă? Pentru că se vehiclează și astăzi și au mai prezentat și alți vorbitori la aceste conferințe exact care este semnificația și să înțelegem foarte bine. Este defrișare doar atunci când se schimbă destinația acelei suprafețe. Da, am spus că a influențat puțin și faptul că era nevoie de o suprafață mai mare ocupată cu ogoare, pentru că acest comerț care s-a accentuat nu a fost doar în legătură cu produsul lemn, ci și cereale, pentru că țara noastră a început să fie un furnizor la nivel european, cel puțin, de cereale. Și aveau nevoie de suprafață mare de cultivare a cerealelor. Și extinderea aceasta a suprafeței agricole s-a făcut de multe ori în dauna suprafeții ocupate cu păduri. Și aici am încercat să fac o trecere în revistă a principalelor etape din perioadă, începând de la 1829, dar am menționat deja extinderea exporturilor de lemn. Apoi, au apărut societățile forestiere care au început să intervină foarte brutal, să își extindă foarte mult activitatea prin recoltarea, prin exploatarea lemnului pe suprafețe mari și pe alese, adică cele mai frumoase exemplare, lemnul cel mai bun, suprafețe pentru care nu aveau, cel puțin pe moment, nu aveau niciun interes să fie preocupați de regenerare, adică să intervină prin împăduriri. În această perioadă, așa cum am menționat, munți întregi au rămas dezgoliți și s-au accentuat procesele de eroziune, de torențialitate. O altă problemă este cea a apariției unor forme de asociere denumite cooperative forestiere în zonele muntoase, mai ales. Printre primele a fost o asemenea cooperativă forestieră înființată în 1905, numită Noroc, din comuna Boroaia, din județul Suceava, aici lângă noi. Apoi au funcționat cele mai multe în actualul județ Neamț. De exemplu, Albina, Tarcău, Tazlău, Ighe, Buca.
A fost importantă și această etapă pentru că a început să se implice din nou comunitatea, să încerce să valorifice local lemnul, să contracareze exportul acesta care se cătuia pădurile, dar fără să se vadă un rezultat în comunitate. Aceste cooperative forestiere, așa cum am menționat, au avut preocupări pentru diverse acțiuni social-cultural. Un alt moment sau alte două momente foarte importante sunt cele legate de codul silvic, codurile silvice. Chiar dacă am spus că s-ar considera acel prim cod silvic menționat anterior, primul cod silvic este cel din 1881, modificat, îmbunătățit în perioada despre care vorbim acum, în 1910. Important este faptul că apar niște mențiuni referitoare, niște reglementări, nu mai sunt doar mențiuni referitoare la imposibilitatea exploatării fără un amenajament. De ce este important? Este important pentru că se coordonează o activitate de exploatare care este proiectată, adică intervine mai întâi o gândire a celui care întocmește amenajamentul, care ia în calcul toate consecințele, să spunem, și eșalonează intervențiile, astfel încât să rămână în continuare acea suprafață să-și îndeplinească funcțiile. În 1947, am găsit în mențiunile bibliografice, aproape 40% din pădurile României erau gospodărite pe bază de amenajament silvic. Ca mod de lucru, apar variante de colectare a lemnului care asigură o productivitate mai mare, un ritm de lucru mai mare. În această categorie pot fi încadrate sistemele de alunecare denumite uluci sau jilipuri și de asemenea apare transportul lemnului până în zona în care sunt beneficiarii parțial prin pulperit. Pulperitul e cunoscut mult mai dinainte, dar acum s-a observat utilizarea lui pe scară mai largă. În ceea ce privește suprafața fondului forestier, aici au intervenit și reformele agrare. Prin reforme agrare s-au împroprietărit participanții ca un fel de recompensă pentru participarea la războaie, la cele două războaie, și în această situație se întâlnește și după primul război mondial și după cel de-al doilea război mondial. Dar mai evidentă este situația de după primul război mondial, când observați aici, aproximativ 1,2 milioane de hectare au trecut din domeniul forestier pentru, mențiune foarte importantă, satisfacerea nevoilor de imaj și de teren agricol ale celor împrumutați. Deci, iarăși, o diminuare a fondului forestier. În acest fel, în 1929, statistică publicată, se observă suprafața fondului forestier era de 7,1 milioane de hectare, cu repartizarea pe diverse tipuri de proprietate. Multe dintre acestea au fost deja menționate, nu mai reiau, nu mai citesc, pentru că trece timpul și mi-e frică că nu apuc să spun absolut totul. Deci, de la 1831-1832, de la regulamentul organic și până în 1930, la legea pentru administrarea pădurilor,
etape importante care au avut efecte și asupra proprietății și asupra modului de gestionare a pădurilor și asupra nivelului, a ritmului în care se realizau, s-au realizat exploatările forestiere. În ceea ce privește, la un moment dat, ca o etapă am menționat acolo faptul că zonele acelea despădurite erau expuse și că în acele zone se observă, s-au observat într-un timp relativ scurt efecte de eroziune și torențialitate. Am un asemenea exemplu, este un rezultat al unei doamne inginer, doctor, care și-a susținut lucrarea de doctorat și a abordat și această la noi și a abordat și această temă în zona Vrancea, mai ales ca urmare a felului sălbatic în care s-a lucrat, exploatările făcute de Societatea Anonimă Forestieră Română, sub conducerea baronilor Grădă, a avut sprijinul unor moșneni fruntași și au avut acces și au putut să valorifice suprafețe întregi din pădurile acestea din zona Vrancei. N-au fost singurile societăți anonime care au acționat în acest fel. Și s-a observat că în 1954 este această imagine, suprafață rămasă neîmpădurită din perioadele anterioare, afectată de aceste intervenții puternice și în partea de jos aceeași suprafață, aceeași imagine din acela, aproximativ același unghi, în care se observă după 42 de ani de la plantare, modul în care vegetația forestieră a pus din nou stăpânire pe acea suprafață. Este meritul silvicultorilor că au făcut lucrul acesta. Asigur că au existat perioade în care silvicultorii nu s-au putut implica foarte mult, nici nu erau foarte mulți cu pregătire în domeniul silvic, astfel încât să ia măsuri de acestea de refacere a zonelor erodate și cu fenomene de torențialitate. Modul de lucru în exploatările forestiere. S-a trecut de la utilizarea unor mijloace de lucru clasice, învechite, să spunem, mă rog, specifice acelei perioade, la modalități de prelucrare, mai ales, care utilizau tehnică modernă pentru acea vreme. Legat de această mențiune a domnului Giurescu, iată și o înregistrare, adică o selecție, o secvență de film realizat în 1935, în care se observă modul de lucru în exploatare. Thank you.
Da, ați observat utilizarea modului mai vechi, arhaic, doborârea arborilor în modalitatea prezentată, dar și faptul că s-a intervenit în continuare, mai ales în partea de industrializare, care nu face obiectul conferinței de astăzi, în dezvoltarea celor mijloace de producție. Următoarea perioadă, de la 1947 până în 1989, apar noi sacrificii în domeniul forestier sau noi sacrificii din punct de vedere al scăderii fondului, suprafeței fondului forestier prin reforma revoluționară socialistă. Au apărut așa numitele sovromuri. Exista câte o asemenea structură, companie, între ghilimele, româno-sovietică în toate domeniile economice, cea care activa în domeniul forestier, s-a numit Sovrom. Din martie 1947 a fost responsabilă pentru defrișarea unor suprafețe mari de pădure. De ce? Cum de s-a întâmplat acest lucru? Pentru că este tot un fapt istoric, cunoașteți foarte bine lucrul acesta. Țara noastră a fost nevoită să plătească daune de război și parte din această contribuție, daune către URSS, a fost constituită din volume imense de lemn. Perioada se caracterizează însă și printr-o dezvoltare a mecanizării lucrărilor din domeniul forestier și prin faptul că în etapele de început nu a existat o corelare între producție și necesar și consumul de lemn. Sigur, aici a intervenit și faptul că a existat acest sovrom lemn. Ca evoluție în timp. Important este că în Constituția României s-a introdus la momentul respectiv o primă mențiune. Bogățiile de orice natură ale subsolului, zăcămintele miniere, pădurile, apele și mai mult altele aparțin statului ca bunuri comune ale poporului. E o etapă importantă introducerea aceasta în Constituția României din 1948, pentru că a început controlul oarecum asupra modului în care se fac intervențiile, exploatările. Nu înseamnă că a fost bine, pentru că acest control nu era realizat de personal specializat care să aibă interesul și nici pe plan politic nu a existat interesul să se dezvolte și să se mențină un fond forestier corespunzător. Apoi a început să fie pusă problema aceea menționată frumos anterior de corelare a nivelului de exploatare cu creșterea pădurii și să se determine acele cote de tăiere în funcție de posibilitatea pădurii. Din păcate, așa cum am menționat aici, nu s-a ținut cont de asta. N-a fost respectată această idee foarte generoasă și s-a ajuns cam perioada 1951-1955 să se exploateze 27 de milioane de metri cubi pe an. Diversificarea mijloacelor de lucru, mecanizarea lucrărilor forestiere pe care le-am menționat. În aceeași perioadă, începând din 1948, a apărut și interesul pentru împădurire, reîmpădurire. Au fost niște inițiative
venite din partea statului, foarte bune, de altfel, observați, una este menționată pentru cei pasionați de filatelie și într-o emisiune din aceasta filatelică, în perioada 1945-1963, 1 milion de hectare în public. A fost una dintre acțiuni. Nu înseamnă neapărat că s-a ajuns într-adevăr la acest nivel, însă s-a împădurit o suprafață mare. Împădurit însemnând, de fapt, reintroducerea în fond forestier a unor suprafețe, adică reluarea acelei funcții prin acoperirea cu arbori. Deci ample acțiuni de împădurire. Important este și faptul că s-a continuat amenajarea pădurilor. Ceea ce s-a întâmplat în perioada anterioară a fost și n-a fost foarte bine finalizat. Adică ați văzut, ajunseseră doar aproape 40% dintre păduri să fie amenajate, după care s-a renunțat, nu s-a mai continuat, nu s-au reamenajat periodic așa cum s-a stabilit inițial, însă așa cum observați aici, după legea pentru apărarea patrimoniului forestier din 1947, care a declanșat această acțiune de amenajare a tuturor pădurilor țării, s-a ajuns ca în 1956 toate pădurile țării să fie amenajate. Și organizatoric lucrurile s-au schimbat în timp. Așa cum observați, în 1968 au fost înființate inspectoratele silvice județene. În 1989 existau în țară 41 de inspectorate silvice cu 390 de ocoale, 2213 unități de E important și această organizare, pentru că abia în momentul în care au existat aceste structuri, putem vorbi despre acel nucleu economic productiv pe care l-am prezentat chiar la începutul conferinței și la influențarea lui de toate cele patru grupe de condiții. Pentru că nu puteam vorbi de condiții silvotehnice până când nu exista într-adevăr și aparatul care, vorbesc de structura care să se ocupe de această parte de proiectarea intervențiilor în domeniul silviculturii. Și e important acest lucru pentru că după 1987, înainte de Revoluție, să nu credeți că atunci nu au existat preocupări în sensul acesta, s-au extins aceste preocupări privind conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor și încercarea de a face o exploatare rațională, economică. S-a reușit și nu întotdeauna, dar exista măcar succesiunea de etape care, dacă ar fi fost urmărite, întocmai ar fi fost foarte bine. Ca reglementări legislative, am menționat deja legea pentru apărarea patrimoniului forestier, apoi Constituția despre care am vorbit, în 1962 Codul Silvic și în 1987 legea pentru conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rațională, economică și menținerea echilibrului ecologic. Din punct de vedere al dezvoltării mijloacelor de lucru, a fost o succesiune de etape, de la primele ferăstraie mecanice, ferăstraile drujba. Și aici sunt dator să fac o mențiune pe care o fac în fața generațiilor de studenți care trec pe la facultate, pe la noi. Nu mai spuneți drujba
Nu mai denumiți drujba orice ferăstrău mecanic. Mecanismul acesta, utilajul, să spunem, este ferăstrău mecanic, mai ales în contextul actual. Drujba înseamnă prietenie. Drujba a fost numai marca aceea de ferăstrău care a fost utilizată pe scară largă și care la vremea respectivă a însemnat într-adevăr un lucru pozitiv din punct de vedere al efortului depus în activitatea de exploatare. Dar nu sunt toate drujba. Nu pot să spun că am un Opel Renault. E același lucru. Nu putem spune că avem drujba Husqvarna. Nu se potrivesc. Și, din păcate, a devenit un substantiv comun. A intrat în reglementări, în normative, în instrucțiuni. Drujba însemnând în discuțiile celor care nu au informații din domeniu, însemnând orice ferăstrău mecanic. Nu e regulă. A fost apoi, în 1950, colectarea lemnului cu tractorul cu șenile. Tractor cu șenile care nu a avut un impact foarte bun asupra terenului, dar nici nu se punea problema în 1950. Nu conta pentru că trebuia să fie un volum cât mai mare exploatat care să plece în Uniunea Sovietică. Apoi, în 1953, funicularele Wiesel. Funiculare, o primă mențiune, apariția funicularelor. Apoi, transportul cu autotrenurile forestiere. S-a dezvoltat producția de mașini, utilaje din acestea de transport. Iată, un autotren forestier de la vremea aceea. Apoi tractorul UTB produs la Brașov, care a fost utilizat și în domeniul exploatării. În 1959, funiculare Mâneciu, iarăși funiculare. Apoi încărcătorul frontal, Ifron 204D, începând din 1960. Apoi iarăși funicularele Ciucaș și FP2. Din 1962. În 1965 apare ferăstrău mecanic de producție autohtonă retezat, care a funcționat foarte bine până la Revoluție, după care, cum s-a întâmplat și în alte domenii, producția internă a avut o cădere bruscă. Și colectarea, începând din 1969, cu tractorul articulat forestier. Imagine de la acea vreme. Cu sursele pe care le-am folosit pentru a prelua parte din aceste informații. Modul de lucru în exploatările forestiere în perioada aceasta, deci până la Revoluție, după 1947, până la Revoluție. A fost într-adevăr o îmbunătățire a modului de desfășurare a activității, atât din punct de vedere al modului în care erau asigurate condițiile pentru muncitori, cât și din punct de vedere al mijloacelor folosite. Mijloace pe care le-am trecut în revistă chiar mai înainte, puțin. Ar trebui să menționez aici că e foarte important și faptul că au constituit un lucru pozitiv aceste drumuri forestiere, extinderea rețelei de drumuri forestiere. Drumuri forestiere care au fost parte dintre ele realizate pe structura existentă a căilor ferate forestiere folosite pe scară largă anterior. Și am menționat la un moment dat de transportul cu plutele. Și sper, nu o să las chiar până la capăt, dar să vizionăm și aici o Oh, yeah.
Mi-a fost dragă meseria asta de clipaș. Am lucrat din 56 până în 61. În 61 nu s-a mai plutărit și am plecat la școala de șoferi. Deci am plutit pe Valea Foșnii, ca Foșnița cum a văzut pe Dodre, distanță de 40 de kilometri, în lungă de 4 de masera. Era mai greu pe apă de-asta foarte înguste, pălăi de-asta, s-a spune. Până și așa în Valea Mare, în apa Dornei. După aia așa în apa Bistriței. O altă mare bogăție, pădurii, lemnul. Îndrăsneală și bogăție cere munca pătașul. Apele împolburate, maluri de scoase, nu i-ar dă nicio greșeală, nicio neatenție. Zi și noapte plutașa transportă de diplomele nuților lemnul necesar fabricilor de cherestea. O fabrică modernă de cherestea. Lemnul se transformă în material de construcție. Utilaj din țările de democrație populară. Productivitatea fabricei a crescut cu mult față. Produsele fabricilor de cherestea și ale fabricilor de ciment sunt primise neîncetat în șantierele de construcție. Biroul de proiecte al unui șantier al întreprinderii Sovrop Construcția. Și aici, politicienii sovietici oferă sprijinul lor prețios. Inginerul Valentin Stupov ajută la definitivarea proiectului prin mari construcții. Proiectul devine realitate. După 1989, n-a apărut neapărat atunci, au existat preocupări anterioare, dar a fost definit conceptul nou de gestionare durabilă a pădurii cu păstrarea biodiversității, productivității, capacității de regenerare, vitalității și potențialului acestor păduri. Potențialului de a-și exercita funcțiile multiple pe care le au. Situații sau evenimente, etape importante după 1989, nu puteam să trec cu vederea reconstituirea dreptului de proprietate, care s-a realizat în trei etape, el continuă, de fapt, pe care a avut o influență asupra modului de realizare a exploatărilor, mai ales asupra intensității exploatărilor. De asemenea, iarăși foarte important a fost faptul că s-a destructurat acea
organizare a întreprinderilor de exploatare a lemnului. Exploatare care se realiza coordonat. Nu înseamnă că a fost mai bună, dar s-au spart acele structuri și n-au fost înlocuite imediat cu niște structuri foarte performante. Din potrivă. Adică a fost o perioadă în care înființarea societăților private de exploatare a lemnului nu a însemnat un pozitiv, mai ales pentru că multe dintre modalitățile de lucru performante existente cu doar câțiva ani în urmă, în 1989, nu au fost dezvoltate, nu au fost preluate și în activitatea acestor noi societăți private constituite, înființate. Perioada se caracterizează în mod clar printr-o lipsă a investițiilor în domeniu. De mai multe, de mai multe paliere, investiții de la realizarea de căi de acces, drumuri, de la dotare tehnică până la realizarea împăduririlor, finanțarea realizării împăduririlor și așa mai departe. Deci, lipsa investițiilor în domeniu. După căderea regimului comunist din 1989, sunt cele trei legi care au constituit baza pentru retrocedarea pădurilor. Apoi, codul silvic din 1996, în care apare mențiunea Fond Forestier Național și faptul că în componența acestui Fond Forestier Național intră toate pădurile, indiferent de natura dreptului de proprietate. Apoi, codul silvic din 2008, care menționa și structurarea aceasta pe ocoale, faptul că pot fi constituite ocoale, dar asta a fost tema unei alte conferințe, nu insist pe această temă în legătură cu legislația, au apărut însă ocoale silvice de stat și ocoale silvice de regim. În prezent sunt, așa cum am menționat aici, 327 ocoale silvice de stat, nu am siguranța că nu s-a mai modificat, nu de când am început o conferință, ci de atunci când au fost aceste date publicate, și 147 ocoale silvice de regim. Apoi, modul în care s-a preluat activitatea de exploatare a lemnului, modul în care firmele de exploatare sau, mă rog, agenții de exploatare, cei care au ca atribuții și această activitate, pot să preia spre exploatare o anumită suprafață. Prin adjudecare de masă lemnoasă pe picior de către firmele private de exploatare, prin testări servicii de către aceleași firme, aici aceleași nu este trecător, are importanță asupra modului de desfășurare a exploatărilor și în regie proprie de către ocoalele silvice. Clar, se observă de multe ori, de prea multe ori, faptul că biomasa lemnoasă se exploatează cu mijloace modeste, chiar depășite tehnic. Mijloacele folosite la noi au în prim plan tractorul de tip skidder. Tractorul care deplasează, tractorul cu sistem de rulare cu pneuri, cu roți cu pneuri, care deplasează lemnul pe cea mai mare lungime, pe cea mai mare distanță prin semitârâre. Foarte multe situații în care se utilizează tractorul forestier, se depășește granița, limita permisă ca domeniu de utilizare din punct de vedere al pantei, din punct de vedere al condițiilor de arboret, nu înseamnă sau nu țin cont acele situații de impactul ecologic pe care îl produce această modalitate de lucru. Din păcate, este un mijloc vazi generalizat de colectare, tractorul. Ca
implicare sau, mă rog, ca aport al acestui domeniu al exploatării lemnului la economia țării, lângă faptul că pădurile reprezintă aproape plină din suprafața țării, contribuie economia forestieră cu peste 3% la PIB-ul României. Asigură, exact în acel domeniu de activitate, peste 150.000 de locuri de muncă și încă peste 180.000 de locuri de muncă în sectoare comerțe. Însă, trebuie menționat și acest lucru, România are cea mai mică productivitate a forței de muncă în sectorul forestier la nivelul Uniunii Europene. Și asta spune mult despre mijloacele folosite, modul în care se face exploatarea. Deci este o ramură economică încă importantă, dar și după punctele acelea, cele trei puncte, urmează niște mențiuni speciale. De exemplu, ce s-a întâmplat cu funicularele din perioada anterioară? Și n-am găsit, nu am date în legătură cu situația din România, însă am găsit și este foarte apropiat modul în care s-a evoluat activitatea de exploatare a lemnului în țara vecină, în Ucraina. Putem să luăm ca foarte apropiate aceste valori, valabile și pentru țara noastră. Iată, în 1950, 20% din mijloacele utilizate pentru exploatarea lemnului erau instalațiile cu cablu, 10% tractoarele cu pneu. O comparație între cele două mijloace mai productive, mai importante, care au dau posibilitatea să se valorifice într-un rit care să ducă la niște beneficii pentru firma respectivă. Deci exista, nu fac 100%, diferența o constituie alte mijloace de colectare, atelajele sau alunecarea liberă, așa cum ați văzut. În 1960, 48% instalații cu cablu, 21% tractoare. În 1970, 40% instalații cu cablu, crește ponderea tractoarelor, care ajunge până la 45%. La fel s-a întâmplat și la noi. În 1980, înainte de Revoluție, 27% instalații cu cablu, 63% tractoare cu pneu. 1990, brusc s-a schimbat proporția. 17% instalații cu cablu, cele care încă mai erau în funcțiune în anul respectiv, 73% tractoare cu pneu. 1995, după 5 ani, 3% instalații cu cablu, 87% tractoare. Dacă ar fi să continuăm pentru astăzi, ar trebui să fie o mențiune la ponderea instalațiilor cu cablu la noi și la ei, da. La noi, că discuția este în legătură cu noi, de 0,0 și încă ceva la sută. Din păcate, pentru că modul în care se lucrează în exploatări nu este cel corespunzător. Cum se lucrează în exploatări? Mai avem timp? Un pic. Sigur că da. Să nu ceva pe tine! Păi și cu
Cel mai mult în viață mi-e frică de oameni răi. Nu de altceva. De oameni răi. La oraș oamenii sunt mai răi ca mai. Binele. Lipe bine. Dacă ar lucra noroiul în care lucrăm noi, în pădure și la greu, cred că ar vedea viața altă. Dacă ar ști cum să câștigă. Sau așa. Sau așa. Sunt și încercări din asta. Trebuie să mai lămurim foarte pe scurt încă niște aspecte. Exploatarea forestieră nu stabilește volumul de masă luminoasă care trebuie exploatat, care constituie posibilitatea anuală și nici amplasarea acestuia. Nu reglementează intensitatea intervențiilor și nu este singura responsabilă de lipsa de preocupare pentru dotare tehnică, pentru asigurarea condițiilor din domeniul exploatării. Exploatarea din prezent nu înseamnă tăieri necontrolate sau ilegale, cum frecvent se pune semnul egalității. Nu, exploatarea înseamnă exploatarea legală, valorificarea planificată a masei lemnoase din pădurile gospodărite. Cât se exploatează? Iată, dacă ar întreba cineva acum, întreb eu, dar dacă ați fi puși în situația de a răspunde când s-a exploatat mai mult, să nu credeți că în perioada asta, deși se arată cu degetul atât asupra firmelor de exploatare spre firmele de exploatare care realizează exploatarea lemnului. Iată, un grafic în care din 1980 special am redat și o perioadă dinaintea celei discutate acum. Observați care este nivelul volumului exploatat. Aceasta este dinamica exploatării lemnului. Volum exploatat total, din care volum exploatat de operatori economici. Observați că nu am exploatat din 1990 pornind până astăzi, n-am ajuns să exploatăm la nivelul mare, mult prea mare, al exploatărilor forestiere, al volumului exploatat înainte de 1989. N-am ajuns la 25-27 de milioane de metri cubi pe an. Nu, n-avem, nici nu este intenția asta. E foarte bine că este așa. E drept, se observă o ușoară tendință de creștere, dar în același timp nu este depășită posibilitatea, ci posibilitatea acum depinde cine o calculează, care cifre ar trebui să le luăm în considerare, dar dacă considerăm doar creșterea aceea de 4 metri cub pe an și pe hectar, înmulțit cu 6,5 milioane de hectare aproximativ, ajungem la vreo 26 de milioane de metri cubi. Dar se vehiculează alte valori mult mai mari. Periculos și lucrul acesta.
de a considera că am avea posibilitatea să exploatăm mult mai mult. Iată, nu înseamnă că exploatarea duce la dispariția suprafețelor ocupate cu păduri. Nu acum s-a produs această supraexploatare. Dimpotrivă, acum începe să se vadă efectul interesului pentru gospodărirea durabilă a pădurilor. Trebuie să se desfășoare exploatarea ținând cont de toate restricțiile, atât silviculturale cât și ecologice. Așa este. Nu cred că întotdeauna. E de menționat faptul că nu există norme tehnice în domeniu, așa cum există pentru alte domenii. Norme prin care să se stabilească foarte clar cum anume trebuie să se intervină pentru exploatarea lemnului și în același timp să se țină cont de ceea ce a proiectat cel care se ocupă de etapa de silvotehnică. În plus, da, există niște vagi instrucțiuni care se modifică, apar succesiv așa prin ordine ale ministrului și în care sunt câteva mențiuni foarte interesante, inclusiv cele de folosire acolo unde este cazul a instalațiilor cu cablu. Dar acele instrucțiuni nu sunt verificate, adică aplicarea lor nu este verificată în continuare în producție și lipsesc proiectele tehnologice care să prezinte cel puțin două variante, dacă nu mai multe variante, dintre care administratorul suprafețelor respective să aleagă cea mai potrivită variantă și aceasta să fie corespunzătoare și din punct de vedere ecologic, nu numai din punct de vedere al beneficiilor firmelor de exploatare. Asta nu este bine, într-adevăr. Tendințele le-am mai discutat într-o prezentare anterioară, ce ar trebui să fie sisteme de colectare cu cablu, modernizarea instalațiilor a tractoarelor folosite, nu înseamnă dispariția lor, și mai ales orientarea către extinderea folosirii sistemelor de exploatare la scară redusă. De aceea, la început am prezentat primul slide în această formă, dar cred că mai bine ar fi să fie prezentat în această formă și să vedem evoluția aceasta, nu în plan, nu trecând de fiecare dată prin aceleași greșeli, ci să vedem ca o spirală a timpului în care de la trecut, prin prezent, continuând cu viitorul, să încercăm să evităm greșelile trecutului. Mulțumesc pentru atenție!